Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, spune că fenomenul migraționist care se înregistrează în Republica Moldova nu prezintă o noutate, ci o tendință a ultimilor 20 de ani. Oficialul spune, deși cetățenii Republicii Moldova sunt plecați din țară, prezența lor se face simțită prin ajutorul constant pe care îl trimit acasă și care contribuie la funcționarea acestui stat. Ministrul spune că pentru a stopa migrația din Republica Moldova, statul trebuie să devină atractiv pentru tânără generație. Potrivit studiului Tendințe și Perspective, lansat recent de Viitorul, în 2022, pentru prima dată, populație tânără 18-35 de ani care intră în viața activă va fi mai mică decât populație în vârstă, peste 60 de ani, care iese din viața economică activă. Ministrul Marcel Spătal explică fenomenul prin faptul că Republica Moldova nu este atractivă pentru tineri. Trebuie să implementăm politici care să îmbunătățească nivelul de trai din țară și să ne ocupăm de oamenii care sunt în țară, nu să punem bariere la frontiere ca oamenii să nu iasă. Trebuie să le oferim oamenilor încrederea că există un viitor în această țară, nu să continuăm să propagăm aceste mesaje că Moldova este pe cale de dispariție, a spus Marcel Spatar în cadrul unei emisiuni. Studiul LIDIS viitorul mai arată că în ultimii 12 ani numărul tinerilor aflați în Moldova s-a redus cu 300.000 persoane, de la 872.000 în 2010 la 571.000 în 2022. Ministrul spune că fenomenul este explicat prin faptul că tinerii aleg să-și caute oportunități de dezvoltare în alte state. Totuși, cei mai mulți dintre cetățenii plecați continuă să contribuie la dezvoltarea țării. Avem cea mai mare pondere a remitenților în economii din Europa. În acest sens, nu putem vorbi că oamenii au plecat din țară. Ei sunt fizic în altă țară, dar ei ajută țara aceasta. Există o competiție europeană pe piața muncii și acesta este un fenomen normal, dar noi trebuie să creăm mecanisme de a ne proteja piața muncii, a mai spus Marcel Spatari. Studiul IDIS Viitorul mai arată că în ultimii ani înregistrăm o creștere record a numărului persoanelor vârstnice de la 460.000 în 2010 la 602.000 în 2022.